Pentru credincioși, săptămâna Sfintelor Pătimir nu este doar o perioadă de rugăciune și pocăință, ci și de milostenie. 100 de persoane cu dizabilități, dar și cu posibilități materiale reduse din parohia Iancu Vechi Mătăsar din București, au primit astăzi produse și alimente pentru masa de Paști. Valoarea ajutoarelor oferite în această perioadă este de aproximativ 40.000 de lei. De peste 13 ani, în preajma marilor sărbători, pe lângă activitățile educaționale adresate copiilor, slujitorii parohiei Iancu Vechi, Mătăsari, din sectorul 2 al capitalei, desfășoară mai multe programe social-filantropice. O astfel de acțiune a fost organizată și astăzi, iar persoane singure, cu venituri modeste, dar și cu dizabilități, din comunitate, au primit daruri pentru masa de Paști. Produsele alimentare au fost donate în cadrul campaniei Dar din dar se face rai. În săptămâna Sfintelor Pătimiri, membrii comunității parohiale parohiei Iancu Vechi Mătăsari înțeleg să intensifice programul social-filantropic Dar din dar se face rai. La intrarea în biserică am amenajat un spațiu în care membrii comunității parohiale aduc aceste produse perisabile și neperisabile, care mai apoi sunt gestionate de voluntarii noștri și ajung acolo unde este mai multă nevoie. De identificarea cazurilor sociale și de actualizarea periodică a persoanelor aflate în dificultate s-au ocupat administratorii blocurilor din parohie. Fiind administrator, le cam știu poveștile, le cam știu situațiile materiale. Colaborez de circa 13 ani cu parohia Iancu cel Vechi. Inițial, când a murit mama mea, mi-au cerut sprijinul la momentul respectiv și de atunci, de fiecare dată, sunt prezentă. De câte ori fac câte o acțiune și le mulțumim mult pentru grija pe care o au pentru astfel de persoane. Vorbim despre persoane cu handicap, vorbim despre persoane cu venituri mici. Cum îi selectez? În primul rând, după cererile pe care le fac pentru ajutorul de căldură. De acolo știu ce venituri au, că altfel nu-mi permit să întreb. Și zic că, na, este un ajutor pentru ei. Ne sunt foarte bine de ajutor și le folosim și cu plăcere și cu chipzuință, că mai sunt încă 3 zile de post și pe urmă le regătim. Foarte mult ne-a ajutat, totdeauna au fost preoții de la biserica asta, n-am cuvinte ce să spun, totdeauna ne-a ajutat. Eu sunt femeie de serviciu, am un salariu foarte mic la blocul unde stau. Și iau medicamente, dau banii care iau mai mult la farmacie. Eu am o situație mult prea grea. Am rămas singură, fără nimeni și foarte greu. Cu o fetiță divorțată, cu probleme, nu vreau să le spun toate când încep să plâng. Da, este nemaipomenit. Nu mi-a venit să cred când am fost sunată și nu... Sunt niște oameni minunați aici. Cât de greu este traiul dumneavoastră de pe zi pe alta? Foarte, foarte greu. Supraviețuim. Dar asta e viața. Sunt oameni și mai necăjiți. Mult mai necăjiți. Îi mulțumim Dumnezeu și pentru atât. Iar gestul de azi este nemaipomenit. Acest gest umanitar este un gest foarte binevenit în partea bisericii. În ajunul sărbătorii Învierii Domnului, persoanele cu dizabilități, cele vârstnice și singure, vor primi acasă mâncare gătită. Acțiunea face parte din programul social Masa Bucuriei cu prietenii Mântuitorului Hristos, care se desfășoară în fiecare sâmbătă.